Încă un lucru foarte important, care mulți nu-l înțeleg și nu înțeleg de ce. Eu am reușit aici la Carei, la foarte multă lume, să-i învăț lucrul ăsta. Pe lângă faptul că tu ai produsul albinelor, care sunt 5-6 produse, mai sunt câteva, două lucruri foarte importante care trebuie să profiți de ele. Unul este PNA-ul, sau PAC-ul, cum îi zic ăștia acum, sau ceva. Da. Radu, nu este o prostie PAC-ul ăla. De acord. E foarte important. De pentru ce că e foarte bine? E foarte important. Da. Și mai spun și de ce nu-l accesează, că știu de ce. Pentru că majoritatea sunt bătrâni. N-are ochelari, îi tremură mâna, nu știe să facă o cerere. Asta e la bătrâni. La tineret, Radu, îmi pare rău, nu vreau să-i blamez. Tineretul mai de la țară abia știe să scrie. Nu a văzut cum arată o cerere, nu a fost într-un birou, nu știe unde să bată la ușe. Și atunci ce se întâmplă cu ăștia? Trebuie să-i învețe cineva. Eu am reușit să le fac, tu știi destul de bine, ani de zile, să-i învăț să-și facă dosare, să-și facă o cerere, mulți știu să le facă, să profite de tot. Măi, Radu, și dacă îți iei numai medicamentele, medicamentele pentru 100 de familii costă foarte mult, Radu. Foarte mult, costă 15-20 de milioane. Dar de ce să-i dai din buzunar când statul dă bani înapoi acum în 15 octombrie? În special, asta e o problemă. În special dacă ai timp să Radu, le faci, dacă nu ai Radu, timp. Să mergi, dar tu îți cumperi medicamentele, să ceri o factură și când le ai pe toate să faci o cerere și să-l predai la APIA până întâi. Vorbești dintr-o anumită perspectivă. Adică, ieri am vorbit cu altcineva care a spus pentru 1500 de lei nu merg de aici până la Cluj. Dar deci, nu e 1500 de lei, Radu. Tu mi-ai spus 15 milioane. Bine, eu am vorbit de medicamente. Bun. El a spus, pentru medicamente, mie îmi trebuie doar medicamentele. Pentru 1500 de lei, nu merg de aici până la Cluj. Dar tu știi deci perspectiva e diferită. Punctul de vedere e diferit de la un om la alt. Radu, da? Cine are 75 de familii, nu 100, nu 200, decontarea PNA-ului este cel puțin 150 de milioane. Dacă vrei, calculăm acum pe loc. Bun. 150 de milioane primul la lucru, ai spus, primul deci lucru, trebuie accesat banii ăștia, că-s dreptul omului ca și subvenția la pământ. Da. Și pentru asta se face o cerere. Radu, repet, se face Ionele, o cerere. Suntem la alt subiect. Bun. Și al doilea lucru, fondurile europene. Fondurile europene. Foarte importante. O să discutăm. Mulți oameni au devenit puternici. Altă dată discutăm despre astea, pentru că eram la un subiect. Ce investiție trebuie în apicultură, măsurabil, în bani? Păi acum depinde, Radu, când începe apicultura. Pentru că după ce odată de ai ce pornit... Depinde? Depinde, foarte bine ai spus, de ce depinde? Păi depinde de momentul când începe. Atunci când începe apicultura, trebuie o sumă de bani când începi de la început. Măsurabil. Ce trebuie să, ce vrei să-ți cumpere? Ce ar trebui să-și cumpere cineva care începe apicultura? Care vrea să facă... Primele lucruri de bază care nu poți să mergi la albine fără ele. Adică, afumători, hai să începem cu albinele. Echipamente... Hai să începem cu albinele. Albine. Pentru ca să zicem că... Îți cumperi două familii. Eu am început cu două familii. Deci două familii. Da, mi-am cumpărat două familii de albine. Cu două familii nu poți face afacere. Radu, cu asta am început. Când se transformă pasiunea asta în bani? Afacere? În bani? Când se transformă în afacere, da. În afacere? Radu, de la 50 de familii în sus încep să fie afacere. Deci de la ce? În cât bune. Timp? Deci de la două familii, în cât timp poate să ajungă un... Păi dacă le mulțești numai pe alea tu, fără să-ți mai cumperi anul viitor 3 și să mai faci tu 2 și după aia ai 3 cu 2, 5 cu 2 care le-ai avut 7 anul viitor. Mai cu 3 care le-ai pierdut în primul an? Nu, dacă le-ai pierdut în primul an, renunți. Să spun din start, renunți. Bun. În câți ani ajungi? Da, poți ajunge, Radu, la 50 de familii? Da. Am 3-4 ani ușor, așa. Poți ajunge fără 3-4 ani. Bani foarte mulți. Dacă ai bani în primul an... Câți bani? Câți bani? Radu, băi, ne putem calcula acum. A, nu, asta vreau să spun. Exact treaba asta vreau. Uite, păi odată trebuie să-ți cumperi strictul necesar de... Nu, albinele trebuie să le cumperi. Ai zis albine. două familii cu ladă cu tot 27... 200? Nu ți ajunge 200. Nu ți ajunge. Că nu recomand la nimeni să cumpere roiuri, că nu știe și îl omoare. 300 de euro. 300 două de familii, euro. 300 de euro. Da. Imediat trebuie să-ți cumperi sculele necesare. Mai îți cumperi anul viitor. Îți mai cumperi. Păi dacă ai bani, da. Bun. Și le mulțești tu. Câte și le familii îți cumperi? În primul an îți cumperi. Două, în următorul an câte îți mai cumperi? Mai, ți-ai cumpărat două dacă ești băiat deștept, citești, din alea două în primul an ai 4. Bun. Tot anul viitor mai cumperi, că poate mai dori niște bani din salar, că tu lucrezi. Câte? Mai cumperi 5. Mai cumperi 5. Deci asta înseamnă 10 plus 5. Și din alea... Mai cumperi?
Nu, că mai faci tu din cele 5. Dar în al treilea an mai trebuie să cumperi. Dacă ai bani, mai cumperi să ajungi cât mai repede la 50. Câte mai cumperi? Măi, cât ai bani, Radu? Mai cumperi încă 10. Da? Mai cumperi 10. Atunci în 4 ani ajungi la 50. 17 familii deja ai cumpărat. Ai cumpărat în 3 ani, da? Da. Din ăla ai mai făcut încă 10, 27. Da, deci mai trebuie să cumperi încă. Ai mai făcut tu, stai un pic. Da. Deci mai trebuie să cumperi aici... încă 15, mai trebuie să cumperi încă 15. Bun, avem deja 32 de familii. Da. Bineînțeles că o să avem și pierderi în primii ani. Familiile astea le... Păi, dacă înveți noi. O să ai, pentru că învățând o să ai pierderi, clar că o să ai pierderi. Nu trebuie să le vindem gogoș. E clar, în primul an... Nu, dar nici nu vreau să le spun ce nu e adevărat. Am convingerea fermă. Dacă ești un apicultor pasionat, nu ești apicultor. Vezi, nu pierzi niciuna. Ionele, când cumperi albine, nu ești apicultor. Când cumperi albine, ești... Dar poți să devii foarte repede, să știi. Când cumperi albine... Să fii o enciclopedie de știință. Când cumperi albine, ești aspirant. Dar eu știu că am început la acolo, care nu știam care marca. Deci cumperi 30 de familii. În 3 ani trebuie să cumperi 30 de familii. Fiecare ori 150 de euro. Ai spus tu 4.500 de euro. Da. Ce mai trebuie să cumpărăm? Cu lemn vegetal, nu așa. Astea sunt cu tot cu lez. Astea sunt cu tot cu lez. Da. O centrifugă? O centrifugă pe doar te ajunge una cu 4 rame, 15 milioane. Hai să cumpărăm o centrifugă în care să ne ajungă 10 ani. La început nu cumpără nimeni electrice, cumpără asta pe 4 rame. Bun, tot o centrifugă pe 4 rame. Să până de deci am descurcat 5 ani. 1.500 de lei până, da? Până în două... Și 1.000 de lei în echipamentul. Cam atât. Numai o secundă. 1.500 de lei înseamnă între 1.500 și 2.000. Hai să punem una de 2.000, adică încă 400 de euro, da? Da. Încă 400 mai pune de euro. Încă, încă 200 de euro echipamentele? 250, da, nu, ajung. Delta fumător, mască, bla, bla, bla. Încă 200 încă de euro, adică 1000 de lei. 5100 de euro, 5000 de euro. Da, și mai trebuie aici 5000 de euro, da? În toți anii ăștia poți să mai pui încă 500 de euro, deci trebuie rame, că muncești albinile, poate 1000 de euro. Rame, ceară, că n-ai de unde să topești rame negre, să-ți recuperi din ceară, îți trebuie rame, ceară, medicamente, bla bla bla. Încă 1000 de euro. Da. 6100 de euro. Și de acolo încep să rămâi cu ceva bani în buzunar. În fiecare an. Bun, dacă fac investiția asta într-un an, da. Adică merg la cursul acela de apicultură teoretică, învăț, citesc 2-3 cărți, merg 2 ani și lucrez în ferme apicole, ori chiar ca și angajat, ori ca și ajutor. Asta e altă mâncare de pește. Și după 2 ani investesc banii ăștia. Spune-mi, unde poate să meargă în România un tânăr să lucreze într-o fermă apicolă? Spune-mi. Eu am avut acum 10 ani. Lasă tu pe tine. Scuze-mă, te rog. Eu am avut acum 10 ani. Știu că mutai apicultor. Știu. La care îi dădeam acum 10 ani, îi dădeam 1000 de euro. Știu, Radu. Dar tu ești unul. Și mai sunt 10. 2002, 2003, Radu. 2004. Radu. Și la ajutorul de apicultor acum 10 ani îi dădeam 500 Radu. De euro. Ascultă-mă. Dar aici vreau să ajung la altceva. Un apicultor care vrea să facă bani din apicultură, nu pune angajat. Pune angajat să-l ajute pe el, la mine în ladă, da. În viața mea n-a intrat nimeni să-și bage nasul acolo. Numai eu. Sincer îți spun. A, că ai vrut tu să vezi albinele mele, uite-te cât vrei. Dar să lucrezi în lada mea, să storci tu, să scuturi albinele, niciodată. A, eram așa de bolnav, Radu, că nu putea sta în picioare. Și am stors eu, am scuturat rame. Asta pentru este, că nu am vrut să se bage nimeni. Asta este o problemă în apicultură, pentru că tot timpul te va limita lipsa forței de muncă. Bun, deci cu 6.000 de euro, asta este concluzia, cu 6.000 de euro investiți, da, poți începe afacerea în apicultură, da. Și poți intra din primul an. Am văzut ceva, când ne întoarcem înapoi la fonduri, nu la fonduri europene, la PNA. Nu ne întoarcem multe acum. Multe din sculele alea, îți le iei pe banii statului, dacă ești băiește. Din sculele astea, nu. Cum nu? Din sculele astea. Topitorul de ceară nu a fost inclus aici. Aici a fost inclusă doar... Dați ei mască, dați 100 de lei, o scoatem de acolo și zi în fiecare an. Așa?
Da. Bun. Oricum, 6100 de euro, Dalta și costumul sunt acolo și peria sunt... Dacă iei în fiecare an ce ai dreptul, da, mai poți. Bun, sunt de, trebuie luat. Grosomodo, 6000 de euro este investiția în apicultură, nu, pentru după, ca să o transformi. Nu știu că n-am investit așa rapid. Nu e doar după tine, e după calculator. Dacă aveți altă părere, scrieți-ne în comentarii. Ionele, asta a fost pentru acum, pentru sesiunea asta, asta a fost, pentru că nevastă mea mă sună, eu mai am de aici încă 2 ore jumate până la care și doi copii după mine. Spun. Nu uita un lucru, apicultura e groaznic de frumoasă, nu groaznic, minunat de frumoasă. În natură, în aer liber, muncești pentru tine. Trebuie să-ți placă. Iarăși ne întoarcem la plăcut. Iarăși ne întoarcem la plăcut. O să definim ce înseamnă plăcut. Și pentru că am învățat la un curs. Știi care e regretul meu? Că nu am știut ce înseamnă albinele la 25 de ani.